te dispui. Pentru că nu am net, o să-ți intre până la urmă. Lăsați să nu îmbătrâniți, că avem nevoie de oameni care... V-am văzut și la Slatina, la zilele... Păi, dar nu sunt expirați. Nu, nu, cine a zis? Doamne ferește, nici nu vorbim de așa ceva. Avem nevoie de meșteșugurile astea, să nu se piardă. Nu știu dacă mai face cineva o pinci. Eu vă știu doar pe dumneavoastră din mai multe locuri. De la Slatina. Acolo v-am mai văzut și v-am mai văzut, cred că aveți atelier pe lângă Vâlcea sau pe unde, nu știu. Pe lângă Vâlcea? Așa, așa, acolo am văzut, da, aveți acolo atelier, da. Deci nu mă înșel. Mai cumpără lumea opingi? Da. Că dacă ar cumpăra, n-ai avea ce să vinzi, nu găsești materiale. E bine așa cum e. Cam cât timp vă ia să lucrați o pereche de opingi? Eu fiind pe meserie, mi-au jumătate de zi. O jumătate de zi, o pereche de opincuțe. Da, da. Uh-huh. Se lucrează manual, având materialul pregătit. Bine v-am găsit sănătos! Da, da. E meserie, așa. Dacă ar fi câștig, ar fi mai mult taxat pe așa ceva. Da. Unde să câștigă, sunt și solicitări. Unde ar... Dar tineri se arată interesați să învețe meșteșugul ăsta? Da, care e sensibil și dorește, da. Am unii care s-au angajat chiar la muzeu, învățând opinii. Specialistul în domeniul ăsta, geografic. Am înțeles. E cineva care era inginer chimist, ne-am cunoscut prin Brașov, la o parovie unde eram invitat un preot. Da. După aia spus, domnule, de aici mi-am schimbat destinul. Păi, am terminat cu chimia și trec pe tradiție. Și am făcut o facultate la Cluj. Da. Acum e la muzeu s-a schimbat. Da.